Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un nou invitat. Așa că, fără să mai stăm pe gânduri, îi spunem un bun venit domnului conferențiant dr. Sorin Bădrăgan, prodecan al Facultății de Teologie Baptistă din Universitatea din București. Domnule profesor, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumim pentru acceptul dumneavoastră și aș vrea să completez câteva lucruri despre dumneavoastră. Sunteți prodecan al Facultății de Teologie Baptistă din Universitatea din București, de asemenea președinte al comunității Bisericilor Creștine Baptiste București și, bineînțeles, pastor al Bisericii Creștine Baptiste Providența din București. Aș spune că nu e prima dată când ne vedem, mă bucur că putem sta din nou față în față. De data aceasta cu o temă, a spune-o, destul de complexă, destul de prezentă în mijlocul nostru, și anume vom vorbi despre teamă, despre frică, versus frica de Dumnezeu sau teama de Dumnezeu. Practic vom încerca să punem față în față teama, sentimentul de frică, de teamă la general, versus ceea ce spune Sfânta Scriptură despre teama aceea bună, frica de Dumnezeu, așa cum ne învață Biblia. Înainte de a procede în seara aceasta, aș vrea să dau o definiție, să încep cu o definiție din dicționarul explicativ al limbii române. Ce spune Dex despre frică? Și aș cita următoarele cuvinte. Spune așa că frica este o stare de adâncă neliniște și de tulburare provocată de un pericol real sau imaginar. Lipsă de curaj, teamă, înfricoșare. Cam asta spune dicționarul limbii române. Ce părere aveți dumneavoastră? Cum vedeți, în primul rând, tema aceasta și apoi ce știți dumneavoastră despre frică? Cu siguranță tema este relevantă, pentru că sunt foarte multe tipuri de frică. Noi folosim în limba română un cuvânt fobie, care este, de fapt, preluat din greacă. Și, bineînțeles, cunoaștem câteva fobii, câteva frici. Spre exemplu, claustrofobia, frica de spații închise, arahnofobia, frica de păianjeni. De fapt, e foarte interesant un aspect, și anume că orice obiect poate deveni unul care produce frică. Și modul în care e definit tipul acela de frică este prin asocierea cuvântului fobie, frică din greacă, cu cuvântul în greacă ce desemnează lucrul la care ne gândim. Spre exemplu, avem frica de a vorbi în public, glosofobia, frica până și de sărăcie, peniafobia, frica de bogăție, plutofobia. Există o frică să nu ai frică. Frică să ai frică. Și este fobofobia. Nu pot să înțeleg un tip de frică, și anume cea de carne. Carnofobia. Sunt unii care au frică de barbă. Pogonofobia. Una iarăși mai exotică este aliumfobia, care este frica de usturoi. E interesant, cred că sunt unele frici dorite de unii dintre noi, spre exemplu tinerilor, copiilor le-ar plăcea scolionofobia, frica de școală, să aibă asta, să poată să primească scutire de la medic, sau didascaleinofobia, care este frica de a merge la școală, și pe asta ar vrea-o. O alta este filofobia, frica de a iubi, de a te îndrăgosti. Mulți dintre noi au odontofobia, frica de stomatologi. Unii nu prea au dicheofobia, frica de dreptate, de justiție. Fronemofobia, frica de a gândi. Așadar, sunt multe tipurile de frică și, după cum am văzut și după cum vorbesc specialiștii, orice din jurul nostru poate să cauzeze frică.
lucrul acesta face din, din temă un, un subiect foarte important și foarte relevant. Ceea ce este interesant, specialiștii spun că în momentul în care suntem în fața unui pericol concret, da, corpul reacționează într-un mod specific. Începem să transpirăm, inima începe să bată mai tare, de asemenea începem să eliberăm la nivel înalt, să spunem, adrenalină. Practic, întreg corpul reacționează la această fobie despre care vorbeam și, bineînțeles, asta naște câteva reacții. Ne face, de exemplu, poate cea mai simplă reacție în fața unei frici este să fugim, să plecăm din locul acela sau să strigăm sau să ne încruntăm. Sau sunt câteva reacții pe care, practic, fără să ne controlăm, fără să ne dorim lucrul acela, corpul reacționează într-un mod automat. Haideți să uităm puțin la ceea ce înseamnă, într-adevăr, frica, dar și din perspectiva aceasta biblică, că, până la urmă, Sfânta Scriptură, de la un capăt la altul, este plină de experiențe ale unor oameni care și la rândul lor au avut frică. Le-a fost frică să treacă Marea Roșie? Ne aducem aminte, da? Le-a fost frică să se ducă în țara Canaan când au venit iscoadele, da? Le-a fost frică de dușman. Sunt oameni care au avut practic aceleași sentimente. De asemenea, mi-aduc aminte la întâmplarea aceea cu David și Goliat. Izraeliților le era frică să se lupte cu Goliat. Deci, practic, niște sentimente absolut umane, dar au fost și cazuri de oameni care, în virtutea acestei, să spunem, frici, acestui, pur și simplu, atitudini 100% omenești, au reușit să treacă peste această frică. Ceea ce vom încerca să înțelegem în seara aceasta este să facem referire la frica aceasta care trece teama și mergem un pas și mai important, aceea frica de Domnul, frica de Dumnezeu, ceea ce Biblia spune că este începutul înțelepciunii. Deci, când privim din punct de vedere biblic, aș vrea să ne uităm la aceste două aspecte. Și vă rog, aveți cuvânt. E adevărat că frica în Sfânta Scriptură poate fi întâlnită și în sens negativ și în sens pozitiv. De fapt, phobos, în greacă, mai ales în Noul Testament, are un sens neutru. Valoarea lui phobos este dată de context. Așadar, și lucrul ăsta e valabil, de fapt, sau vine din folosirea cuvântului phobos din literatura greacă. Pentru greci, spre exemplu, Homer, pentru Homer, frica era panică, era fuga. Să fugi din cauza că te-ai panicat. Asta pentru Homer era phobos, o frică înfiorătoare. Un alt aspect legat sau da, corelat cu acest sens este pentru și pentru greci o mare rușine să fugi de pe câmpul de bătălie. Să-ți fie atât de frică de dușman, să-ți fie frică de faptul că ai putea fi învins, încât să pleci de pe câmpul de bătălie. A fi pus pe fugă. Acum, dar în același timp, phobos are și pentru greci sensul de venerație, de respect. Un fel de fapt, mai degrabă un respect amestecat cu teamă și uimire. Și reacția asta putea fi față de cineva pe care îl recunoști ca fiind net superior. Fie un conducător sau, cu siguranță, o zeitate, o divinitate. Sensul acesta este, după cum ați spus foarte bine, prezent și în Sfânta Scriptură, și în Vechiul Testament, și în Noul Testament. În Vechiul Testament avem, într-adevăr, situații în care oamenii nu au avut curaj să înfrunte dușmanul. Când israeliții erau în fața filistenilor, doar David, într-un final, și-a făcut curaj să țină piept marelui uriașului, marelui luptător. Dar, cu siguranță, phobos este folosit și în context spiritual. Frica poate fi o reacție față de un Dumnezeu care este mare și pe care l-am supărat.
înțelegem că Dumnezeu este puternic, este deasupra și ne este teamă de El. Ne este teamă de faptul că i-am încălcat poruncile și urmează pedeapsa. Aici este o mare discuție, pentru că dacă ne uităm la Vechiul Testament față de ceea ce se întâmplă în Noul Testament, în Vechiul Testament clar vedem un Dumnezeu judecător, un Dumnezeu care ia atitudine atunci când îi sunt încălcate poruncile. Se supără. Dumnezeu se supără destul de des în Vechiul Testament și pedepsește. E clar că ca și om, în momentul în care vezi că de obicei se încalcă regulile, da? Legile lui Dumnezeu și știi că și tu le-ai încălcat și ai văzut ce s-a întâmplat atunci când, într-un caz similar, cineva a încălcat o lege a lui Dumnezeu și au fost pedepsiți, îți dai seama că și tu ești oricând pasibil de o pedeapsă așa, la un strigăt din partea lui Dumnezeu, la un singur gest. Și avem destul experiențe. În Noul Testament, Dumnezeu este puțin diferit din punctul de vedere și chiar în zilele noastre. Nu întotdeauna vine să pedepsească și, practic, frica aceasta să ți-o insufle prin pedeapsă. Și e destul de interesant că sunt oameni cu frică de Dumnezeu fără ca să fie experimentat vreodată pedepsa lui Dumnezeu. Asta... Da, pentru că și lucrul ăsta se întâmplă deoarece există și chiar în literatura de specialitate sau în discuțiile astea vis-a-vis de aspectul de dimensiunea spirituală religioasă, există o frică ce poate veni pe filiera unei experiențe religioase sau în contextul unei religii, și cu siguranță creștinismul este o asemenea religie, oamenilor li se comunică un set de adevăruri. Dumnezeu există, omul este păcătos și pentru că este păcătos e pasibil de judecata lui Dumnezeu. Și atunci o reacție naturală, într-un fel, înțeleaptă a cuiva ar fi să-și pună problema, să se teamă de acest Dumnezeu care este dragoste, dar este și drept. Apostolul Pavel vorbește în Romani 8:15, voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. În ce privește raportarea aceasta față de un Dumnezeu care este sfânt și care este atot puternic, este și drept, ne amintim cuvintele Noului Testament în Epistola către Evrei, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Cu siguranță acesta este un aspect important care duce la o teamă, dar ea rămâne o teamă nesănătoasă atâta vreme cât nu produce, nu mă împinge și spre altceva și spre a face un pas al îndreptării mele. Dacă rămânem doar la această teamă, atunci rămânem la ceea ce spune și Apostolul Pavel și Apostolul Ioan. De fapt, în dragoste nu există frică. Pentru că frică ai atâta vreme cât nu ai o relație. Atâta vreme cât Dumnezeu rămâne undeva sus, El e drept, eu sunt jos, sunt păcătos, câtă vreme aceasta este raportarea, ar trebui să-mi fie frică. Însă soluția minunată, foarte eficientă este să facem ceea ce spune Apostolul Pavel în acest pasaj, în Romani 8:15, să ne împăcăm cu Dumnezeu în așa fel încât El să nu mai fie doar judecător, ci să ne fie Tată. Și când greșești, la Tata găsești înțelegere. S-ar putea să fie și ceva disciplinare, dar este una plină de dragoste, spre îndreptare, spre a mă ajuta să nu repet greșeala respectivă. Așadar, pentru un credincios, de fapt, nu există frică. În ceea ce privește raportarea față de Dumnezeu și apoi n-ar trebui să fie frică în ceea ce privește orice altă provocare din jurul nostru. Pentru că pentru credincioși, promisiunile lui Dumnezeu
spun din nou și din nou, asigurator, Dumnezeu este cu noi, El ne ține în mâna Lui, nimeni nu ne va smulge, orice s-ar întâmpla, ne știm în grija lui Dumnezeu și speranța pe care noi o avem este că în cele din urmă, într-un fel sau în altul, suntem biruitori. Practic, dacă aș pune frica în comparație, în contradicție cu curajul, practic, aș spune că, citez un autor necunoscut, spune că curajul nu este lipsa fricii, ci este biruința asupra fricii. Deci, practic, asta este foarte important atunci când ne întâlnim cu anumite provocări în viață. Iar în ceea ce privește relația aceasta de părinte-copil, este mult mai, mult mai importantă, mult mai valoroasă decât aceea de un Dumnezeu judecător și un supus și un om care pur și simplu doar trebuie să se alinieze la un set de reguli așa cum era în trecut. Aș vrea să vorbim puțin despre poate cea mai mare frică, și anume frica de moarte. Din ce perspectivă? Suntem între diverse tipuri de oameni. Haideți să împărțim oameni care cred într-o divinitate, oameni care cred în Dumnezeu și oameni creștini, care oameni mântuiți și oameni care cred în ceva, da, fie că sunt agnostici sau poate, știu eu, oameni care au un fel de spiritualitate, da? Chiar dacă poate doar de sărbători și aduc aminte de cineva pe care el îl consideră superior. Este această frică și vreau să vedem ce ar însemna frica aceasta sau teama aceasta din punct de vedere al unui credincios și a unui un om care nu are o relație cu divinitatea. Pur și simplu, o nu se întâlnește deloc într-o relație cu cineva, da? cu Dumnezeu, sau pur și simplu ignoră total partea aceasta spirituală. Acum sunt psihologi care spun că, de fapt, motorul întregii noastre activități, al întregii noastre vieți, este tocmai frica de moarte. E în spatele a tot ceea ce ne mână. Și noi nu facem altceva în viață decât să luptăm cu această frică. Acum, bineînțeles că lucrul ăsta este discutabil. Eu mă tem că noi nu avem suficientă conștientizare a morții și, de fapt, nu avem frica aia de moarte într-o doză sănătoasă care să ne ajute să trăim. Pentru că dacă am avea o doză suficientă, sănătoasă de moarte, de frică, sau de conștientizare că moartea vine... A pericolului. Da, și a iminenței ei, de fapt. A iminenței, că moartea este iminentă pentru fiecare dintre noi. Această teamă sau conștientizare, să-i spun, ne-ar face să trăim bine. Ne-ar cutremura și, practic, am fi atenți la fiecare clipă. Da. Sunt unii teologi sau scriitori creștini care spun trăiește fiecare zi cu gândul la sfârșit. Gândește-ți viața, trăiește-ți viața gândindu-te la final. Și sunt unii autori care își imaginează într-un mod sugestiv, ar zice eu, viața trăită în lumina propriei mormântări. Gândește-te cum ai vrea, participând la mormântarea ta, mergând într-o capelă mortoară, apropiindu-te de sicriu, te uiți și acolo ești tu. Și rămâi undeva în audiență și oamenii iau cuvântul rând pe rând și vorbesc despre tine. Ce ai vrea să spună ei? Cum ai vrea să rămâi în amintirea celor din jurul tău? Ce ai vrea să se spună despre tine că ai făcut? Ce fel de om? Gândul acesta, perspectiva aceasta a finalului ne poate influența și cu siguranță de fapt ne influențează ziua de astăzi. Deci o reflecție, o meditație,
a avea în atenția noastră faptul că suntem efemeri și că vine sfârșitul, vine moartea noastră, așadar e un lucru de fapt foarte important, foarte înțelept. În lumina iminenței morții, multe dintre lucrurile pe care le facem astăzi nu le-am mai face, pentru că dacă avem în vedere realitatea asta a iminenței morții, ne dăm seama, ne facem niște calcule și vedem că sunt o grămadă de lucruri în care suntem implicați, lucruri pe care le facem care sunt pierdere de vreme, care nu merită. Așadar, perspectiva aceasta iminenței morții, de fapt, ne aranjează prioritățile într-un mod foarte sănătos. Și eu sunt convins că dacă ne uităm la final, ne trăim viața gândindu-ne la finalul ei, atunci pe numărul 1 va veni Dumnezeu. Prioritatea numărul 1, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Pentru că vine ceasul și moartea echivalează de fapt cu o înfățișare înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Și asta echivalează cu o dare de socoteală. Și ca să dau socoteală și să fiu bine găsit înaintea Domnului, atunci trebuie să fac ceea ce îmi spune El. Deci îmi pun acolo, vine acolo prioritatea. Apoi, în lumina finalului, mă uit și mă întreb ce contează cu adevărat. Contează să aleg de dimineață până noaptea după fum, după lucruri pe care nu le iau cu mine? Oare nu cumva e importantă, pe lângă relația personală cu Dumnezeu, familia, cei dragi? Și atunci și familia, cei dragi, își primesc un loc bine meritat. Și cu siguranță propria persoană, care ar trebui să primească probabil mai multă atenție. Așadar, există o doză bună, sănătoasă, necesară de conștientizare, n-aș numi eu de teama morții, dar există și tanatofobia, frica de moarte și ea sau frica de a muri, adică frica de a intra în necunoscut, de a experimenta moartea. Și pe unii îi prinde frica asta chiar înainte de a muri, pentru că simt că sfârșitul este iminent și îi cuprinde realmente acea înșiruire de experiențe pe care le spuneați, că atunci o preocupare e fobie. Așa, noi putem fi preocupați, putem fi stresați sau putem avea displăceri, sau, pardon, neplăceri. Neplăcerea de a vedea un păianj, dar frica de înălțime. Sau înălțime, dar atunci când există niște, când viața noastră este afectată, când există niște reacții efectiv fizice din cauza unei temeri, atunci ea devine fobie. Dar frica asta de moarte, așadar, e pentru omul de rând naturală, însă ea e rezolvabilă. Modul în care o putem rezolva este să ne întoarcem către Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem că atunci, în contextul reparării relației cu Dumnezeu, moartea, de fapt, devine din cel mai mare dușman, devine una dintre binecuvântările cele mai mari. Apostolul Pavel spune căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Cum poate fi moartea un câștig? Moartea, care pentru noi este marele dușman, pentru că în fața ei, în mod implacabil, se încheie toate visurile noastre, toate planurile noastre, se opresc toate speranțele noastre, dar moartea este doar un prag și moartea este un câștig, pentru că prin moarte noi ne ducem în prezența lui Dumnezeu. Și nu este loc mai bun pentru noi să fim decât în prezența lui Dumnezeu. De fapt, asta este natura cerului, natura raiului. Nu e doar, raiul nu e frumos, cerul nu va fi frumos doar pentru că sunt străzi de aur și pietre nestemate, pietre prețioase acolo. Alea cu siguranță sunt niște metafore, nu știm exact ce va fi, dar Apocalipsa 21 și 22 și, de fapt, esența cerului, așa cum au văzut-o teologii de-a lungul veacurilor, este că vom fi în prezența lui Dumnezeu. Ei, cum ajungem în prezența lui Dumnezeu? Trecând prin moarte.
până când el se va întoarce, moartea înseamnă pragul pe care noi îl trecem pentru a pleca din lumea aceasta fizică și a fi în prezența lui Dumnezeu. Domnul Iisus îi spune tâlharului pe cruce, cu adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Încă suntem în perioada sărbătorii învierii și știm cântarea cu moartea pe moarte călcând. Deci, practic, inclusiv în muzica creștină din țara noastră este evocată, practic, victoria aceasta asupra morții exact prin moartea Domnului Hristos. Și atunci am spune că poate cea mai mare frică este rezolvată deja la cruce de Domnul Hristos. Noi doar trebuie să o apucăm cu năvală, cum suntem denat de Sfânta Scriptură. Mă gândesc și din punctul de vedere a ceea ce spune Biblia despre începutul înțelepciunii, frica de Domnul ca început al înțelepciunii. Mă întreb de ce atât de important este să avem înțelepciune? Avem în Scriptură mai multe pasaje în care ni se spune că Dumnezeu vrea ca noi să ne temem de El, că frica de Domnul e începutul științei, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. E foarte important să vedem că încă din Pentateuch și în Exod Moise le spune evreilor, izraeliților, nu vă temeți că ați păcătuit. Domnul vă iartă, temeți-vă de Domnul. Cu alte cuvinte, frica aceea paralizantă a cuiva care înțelege că a supărat un Dumnezeu infinit în sfințenie și drept, o frică ce te face să te ascunzi, cum s-a ascuns Adam. Aceea nu este bună, ci bună este frica de Domnul, care înseamnă, de fapt, reverență față de Domnul. E mai mult decât respect. Reverență, eu așa înțeleg, e ceva care vine din partea ta, un respect plus dragoste, ceva care într-adevăr te apropie mai mult, oarecum te contopește cu cel care pe care îl ai ca și domn, ca și mântuitor. Da, de fapt e chiar mai mult decât atât, pentru că frica de Domnul nu se rezumă doar la un sentiment, nici măcar doar la o atitudine față de Dumnezeu. Ea este și sentiment, este și atitudine, dar este și viață, un mod de a trăi. Asta e. Da? Și atunci frica de Domnul înseamnă să mă simt copleșit de maestatea lui Dumnezeu, să-L văd pe Dumnezeu cum este El. Și dacă auzim cuvintele Scripturii, Deuteronom, capitolul 10, versetul 12, spre exemplu, Moise spune, acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Interesant. Foarte interesant. De fapt, toate lucrurile astea se referă la a te teme de Domnul. A te teme de Domnul înseamnă să îl recunoști pe El. Și versetul 14 vine cu o clarificare și, de fapt, sau o încadrare, o setare a acestei frici. De unde? De ce trebuie să te temi de Domnul? Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce cuprinde El. Cu alte cuvinte, înțelegeți voi cine e Dumnezeul vostru? Ca să am frică de Domnul sau am frică de Domnul când meditez la cine e Dumnezeu, când îl văd pe Dumnezeu și când îmi dau seama că El este Domnul Domnilor, este Creatorul, El este Dumnezeul infinit, Dumnezeul atotputernic, atunci inima mea este umplută de un sentiment de admirație, de uimire față de Dumnezeu. Dar admirația asta și uimirea se traduc și într-o atitudine, într-o închinare, într-o smerire înaintea Lui. Dar nu este doar atât, ci mergem mai departe și umbli
Acțiune. Acțiune în toate căile Domnului. E interesant, în Noul Testament, în Fapte 9:31, se spune despre biserica Domnului care umbla în frica de Domnul. Cu alte cuvinte, credincioșii, primii ucenici, trăiau într-un mod care recunoștea domnia lui Hristos în viața lor, care reflecta ceea ce Dumnezeu le cerea. Ei trăiau știind că, că sunt ai Domnului și că Dumnezeu îi vede. Aș spune cum anume testăm, care e marele test dacă avem frică sau nu de Domnul? Păi testul este dacă ceea ce facem când nu ne vede nimeni este ceea ce vrea Domnul de la noi. Și bineînțeles ne putem aminti cu ușurință de Iosif, care, deși nu era văzut de nimeni din jur, nu a vrut să păcătuiască cu soția lui Potifar. Și, pentru că a și spus, nu vreau să fac un păcat față de Dumnezeu. Deci primul față de care se raporta era Dumnezeu. Acesta este într-un fel marele test al fricii noastre de Dumnezeu. Dar vedem în Corinteni 2, capitolul 7, 1 Petru, capitolul 3, a ne teme de Domnul înseamnă a trăi în sfințenie, a trăi în voia Lui, și asta se referă la viața de zi cu zi, la relațiile pe care le avem, și de aceea a avea teamă de Domnul, a avea frică de Domnul, nu, în niciun caz nu este acea reacție rece și dezolantă și realmente paralizantă a unui om mic care a înțeles că Dumnezeu e sus și e polițaiul care îl caută să-l prindă, să-l lege, să-l pedepsească. Ci este reacția aceea sfântă a unui om, a unui suflet care a înțeles că Dumnezeu este mare, că Dumnezeu este drept și Dumnezeu are o voie care trebuie împlinită. Și apoi, în orice aspect al vieții, trăiește această voie a lui Dumnezeu. A ne teme de Domnul, a avea frică de Domnul, înseamnă a trăi voia lui Dumnezeu în fiecare aspect. Și asta ne duce la explicația sau explicarea acestei foarte interesante relaționări. Frica de Domnul e începutul înțelepciunii. Păi sunt înțelept cu adevărat când îmi rezolv cea mai mare, cea mai presantă problemă, și anume ce fac eu înaintea lui Dumnezeu. Pentru că asta este înțelepciunea. Vedeți, înțelepciunea vieții trăite pe pământul ăsta rezidă tocmai în a rezolva chestiunile cele mai importante, chestiunile esențiale. Să ajung mare în ochii lumii nu e cea mai grozavă dorință în viață. Țelul de a fi cunoscut, de a fi vedetă, nu este. De a fi bogat, nu. Înțelepciunea vieții este să rezolv problema mea cu Dumnezeu. Pentru că viața asta scurtă pe pământ e o antecameră a veșniciei. De aceea putem întâlni oameni foarte simpli, care de-abia au clase câte poți număra la degetele de la o mână, dar care de fapt sunt mult mai înțelepți decât oameni cu foarte multe școală, cu foarte multă educație. Oameni care trăiesc în modul ăsta nu doar prin faptul că și-au rezolvat problema relațiilor cu Dumnezeu care le afectează eternitatea, ci chiar în trăirea vieții de zi cu zi. Poți întâlni oameni foarte educați, foarte realizați, care a căror viață este un dezastru. Relații, zeci de probleme, lipsă de... Stres, boală, toate astea sunt niște efecte. Sigur, sigur, dar oameni care nu știu să trăiască, care n-au înțelepciunea de a trăi, sunt la al șaptelea divorț, nu-și vorbesc cu părinții, cu prietenii, sunt singuri, sunt abandonați, au avut totul și au pierdut tot. Și pe de altă parte întâlnești oameni simpli, oameni cu foarte puțină educație, care însă au o viață împlinită, care au relații bune, care sunt fericiți. De ce? Pentru că aceasta este înțelepciunea. Să trăiești în ascultare de Dumnezeu, să nu uiți niciun moment că Dumnezeu este deasupra,
Și această conștientizare permanentă să îți marcheze, să îți influențeze fiecare zi a vieții tale, fiecare aspect, fiecare relație, fiecare oră, fiecare decizie pe care o iei. Și în modul ăsta ești înțelept. De aceea frica de Domnul aduce înțelepciunea sau înseamnă înțelepciune, produce înțelepciune. Aș vrea să discutăm și din punct de vedere al timpului ce înseamnă frica de Domnul, pentru că sunt oameni care ar putea crede că la un moment dat în viață, atunci probabil când te întâlnești cu Domnul Hristos și accepți să îți predai viața, să primești ca Domn și Mântuitor, odată cu mântuirea primești și această frică de Domnul, această teamă sfântă, această teamă pe care Dumnezeu ne îndeamnă să o avem. Sau există și varianta în care această disciplină, frica de Domnul, pe care cu toți ar trebui să o avem, se învață pe parcursul vieții. Pentru că e important să știm, e ceva dat la un moment dat sau vine pe parcurs pas cu pas, așa cum de fapt și în viața de credință, în fiecare zi, trebuie să ne dăm silința, cum spune Scriptura, astfel încât să fim după voia lui Dumnezeu. Având în vedere definiția fricii de Domnul și anume acest complex al îmbinării, îngemănării unui sentiment, uimire, atitudine, reverență, de fapt sentimentul este și uimire, dar și chiar și dragoste, deși e interesantă asocierea asta, dar apoi atitudine de reverență, de închinare și apoi al treilea pas, cel al trăirii. Asta înseamnă că frica de Domnul este o realitate pe care noi o putem cultiva. Și o cultivăm, de fapt, ea e într-un sens unul dintre modurile în care putem descrie maturizarea noastră ca și creștini. Cu cât ne temem mai mult de Domnul, cu atât putem spune că suntem mai maturi spiritual. De ce? Pentru că a ne teme de Domnul, spuneam, înseamnă a-L recunoaște pe Dumnezeu ca Domn asupra vieții noastre. Cu cât suntem... Și ce înseamnă să recunoaștem pe Dumnezeu ca Domn asupra vieții noastre? Ce înseamnă să recunoști pe cineva ca Domn? Să recunoști autoritatea în anumite domenii. Ce face un Domn? Un Domn cere, un Domn pretinde. Și dacă eu recunosc pe Dumnezeu ca Domn asupra vieții mele, atunci mă întreb, what would Jesus do? Ce ar face Iisus? Ce ar vrea Iisus ca eu să fac? Și de aceea putem crește în a trăi cu frică de Domnul. Un lucru pe care ar trebui să-l practicăm este meditarea la Dumnezeu, la lucrurile Domnului. De aceea spuneam în Deuteronom 12, israeliții sunt invitați să reflecteze asupra, să se gândească asupra cine este Dumnezeu. După aceea, a ceea ce cere Dumnezeu, versetul 17, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, care nu caută la fața oamenilor și nu primește darul, care face dreptate orfanului și văduvei, care iubește pe străini și dă hrană și îmbrăcăminte. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Așadar, meditez la ceea ce Dumnezeu, la cine este Dumnezeu. Îl încerc să-L cunosc pe El mai mult. Și au zis foarte interesant, Psalmul 25, versetul 14, spune așa, prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El dă învățătură. Cu alte cuvinte, măsura în care îl cunosc pe Dumnezeu mai mult, mă împrietenesc mai mult cu Dumnezeu, este măsura în care mă tem de El mai mult. În sensul, îl respect mai mult, sunt mai copleșit de măreția Lui, trăiesc mai cu bucurie poruncile Lui.
Și așa este. De ce? Vedeți, noi ca oameni, când ne uităm la semenii noștri uneori de la distanță, ei par grozavi. Pe măsură ce ne apropiem de ei, le vedem și imperfecțiunile. Și uneori suntem dezamăgiți, suntem descumpăniți. Rare ori, pe măsură ce ne apropiem de o persoană, suntem entuziasmați, descoperim lucruri mai bune decât cele pe care le-am văzut de la distanță. Cu Dumnezeu este exact invers. Pe Dumnezeu, în măsura în care ne apropiem de El, îl descoperim mai mult și suntem tot mai copreșiți. Pentru că Dumnezeu este frumusețea desăvârșită. Dumnezeu este infinit în tot ceea ce este bun, în dragoste, în sfințenie, în bunătate. Dumnezeu este minunat și asta descoperă spiritualitatea creștină încă din primele veacuri și toate exercițiile, disciplinele spirituale, asta ne spun ca să ne încurajeze să practicăm disciplinele. Practicându-le, noi îl vedem pe Dumnezeu în frumusețea și în măreția Lui. Și ce spune psalmistul David aici este, pe măsură ce ne împrietenim, ne apropiem de Domnul, noi de fapt ne temem mai mult de El. Deci creștem pe măsură ce facem lucrul acesta. Și cu siguranță frica de Domnul vine prin a hotărâ în inima noastră să împlinim, să trăim mai mult voia lui Dumnezeu. Deci da, putem crește. O altă întrebare pe care vreau să o adresez se referă la un pericol pe care cineva l-ar vedea atunci când vorbim despre frica de Domnul. Cât de multe șanse ar avea un credincios ca, din dorința aceasta de a avea frică de Domnul, să treacă într-o extremă și chiar să devină la un moment dat legalist? Adică să-și traseze singur niște reguli, să-și pună o povară de unul singur din dorința aceasta de a fi cât mai aproape, cât mai corect, cât mai să spunem, supus lui Dumnezeu, fără ca Dumnezeu, bineînțeles, să-i ceară treaba aceasta. Deja vorbim despre relația aceasta părinte-copil, relație pe care prin Domnul Hristos o avem deja odată cu învierea. Cum vedeți pericolul acesta? Foarte mare și întrebarea foarte bună, pentru că aceasta este una dintre cele mai mari provocări pe care le au creștinii. Dacă ne gândim la viața poporului Israel, pustia a fost pentru poporul Israel una dintre școlile cele mai bune. E foarte greu pentru un credincios să fie nevoit să-și ia mereu cortul, să-l împacheteze când îi zice Domnul, când se ridică norul, nu când zice credinciosul. Pentru că noi oamenii lucrăm foarte organizat. Mintea noastră, creierul este foarte organizat, de fapt, deși uneori nu se poate spune despre toți că suntem foarte organizați, dar modul în care operează creierul nostru și trupul nostru e foarte organizat. Nouă ne plac cutiuțele și noi trasăm repede, știm, scoatem harta și punem care sunt limitele. Pentru evrei a fost un exercițiu foarte dificil să îi se spună, gata, uite, s-a ridicat norul, strângem și plecăm. Pe măsură ce s-au așezat, după ce au ajuns în Canaan, lucrurile s-au deteriorat. Și au ajuns până în faza în care au trasat atât de bine limitele, încât făceau tot ce... puneau totul în cutiuță, dar Dumnezeu nu mai era prezent. Câte vreme erau în pustie. Așa, cu toate eșecurile lor, Dumnezeu era acolo și îl cunoșteau pe Dumnezeu, îl vedeau pe Dumnezeu la lucru. După ce au început să pună totul în cutiuță, au ajuns în cei 400 de ani de secetă spirituală în care Dumnezeu nu le-a vorbit, nu le-a trimis un profet, pentru că erau mulțumiți de ei înșiși, pentru că și-au definit
religiozitatea lor în termenii proprii. De aceea, cred eu, într-un mod foarte sugestiv, Domnul Iisus spune că Duhul suflă încotro vrea. Noi nu vedem Duhul și acesta este pericolul pentru noi, să definim noi modul în care Dumnezeu lucrează, să spunem noi că Dumnezeu lucrează numai așa, și descriind și făcând noi o descriere a lui Dumnezeu, a modului în care El lucrează, uneori îl putem descrie și cu siguranță facem lucrul acesta, că asta e o altă mare problemă. Noi credincioși și, aș spune, chiar și cei evanghelici, nu experimentăm din plin harul lui Dumnezeu. Tocmai pentru că îl punem pe Dumnezeu în niște cutii, într-o cutiuță, și spune Dumnezeu judecătorul, Dumnezeu sfântul, și El este așa, dar El este în același timp și Dumnezeul plin de dragoste. Domnul Iisus Hristos îi iartă pe păcătoși. Dar pentru noi deseori Dumnezeu devine figura aceea a polițaiului cosmic, galactic, care are plăcere în a ne pedepsi, care caută să ne pedepsească. Imaginea aceasta nu este una scripturală. În această fază Dumnezeu este Tatăl iubitor pentru noi credincioșii, care cu siguranță nu vrea ca noi să eșuăm, să noi să cădem, să alunecăm, dar care, când se întâmplă lucrul acesta, ne întinde o mână și ne ridică și ne reabilitează. Dumnezeu este judecătorul, dar judecata încă nu are loc. Pentru că dacă ar avea loc judecata acum, nimeni n-ar mai sta în picioare. Așadar, e un teritoriu foarte greu de umblat. Plus că mai vine și judecata după trasarea acestor cutiuțe. Iar cutiuța devine din ce în ce mai mare, pentru că tot adăugăm, și la un moment dat, când cineva din jurul nostru nu se mai încadrează în perimetrul acela desenat de noi, îl dăm la o parte sau ne separăm de el, și clar nu mai putem să spunem atunci, așa cum se spunea, că biserica era cu frica de Domnul sau lucra în frica de Domnul. Până la urmă, biserica este o entitate formată din organisme vii, din oameni. Da? Nu biserica ca instituție, ci oamenii din biserică aveau frică de Domnul. Și atunci, bineînțeles, cutiuță, avem tendința aceasta de a ne trasa cutiuțile proprii și mai mult și de a-i judeca pe alții din pricina cutiuțelor lor. Exact. Și facem concurs de cutiuțe. Și întotdeauna cutiuța mea este mai bună decât a altora și, de fapt, ajungem să spunem că este singura cutie bună. De aceea avem nevoie de o smerenie, o umilință atunci când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, și umblarea aceasta în ascultare de Dumnezeu înseamnă o sensibilitate față de călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, deschidere autentică a minții noastre și a inimii noastre față de Cuvântul lui Dumnezeu, și o recunoaștere a faptului că Dumnezeu este deasupra, că suntem împreună umblători pe un drum care duce către Domnul, și că e o nevoie permanentă de a ne modela caracterele noastre, dar și învățătura noastră, de a ne reforma în permanență după cuvântul lui Dumnezeu. Dar Domnul nostru este un Dumnezeu plin de har și nu avem motive să ne fie teamă. Nu ar trebui să permitem să ni se servească și noi să ne însușim o viață creștină care are liste de dauri și nuuri. Viața creștină este minunată pentru că ea este o relație vie cu Dumnezeu, cu Domnul nostru, și de aceea nu ne temem de Dumnezeu nostru. De aceea în dragoste nu este teamă, pentru că noi vorbim cu Ava, cu tati al nostru care este sus și care are o bucurie extraordinară de a ne iubi și a ne invita la o relație proaspătă, o relație vie. Ce
sfat am putea da sau ce sfaturi am putea da ca, să spunem așa, ca început al procesului de a învăța frica de Domnul? În primul rând, deschide cuvântul lui Dumnezeu, citește despre cine este Dumnezeu, despre ce a făcut Dumnezeu, citește mai întâi cărțile mai accesibile, Evangheliile, Evanghelia după Marcu, restul Evanghelii, cărți din Noul Testament, privește în Vechiul Testament, să vezi așadar cine este și ce a făcut Domnul. Și la momentul potrivit pleacă genunchiul și recunoaște, ai și atitudinea potrivită, recunoaște că sau invită-L pe Dumnezeu acesta mare și minunat să fie Domnul tău, Domnul tău, al tău personal. Și apoi umblă în lumina acestei relații noi în fiecare zi. Pentru că îl recunoști pe Dumnezeu ca Domn al tău, atunci fă ceea ce cere un Domn. Trăiește, împlinește voia Lui. Ia cuvântul, citește-l în fiecare zi, stai în rugăciune înaintea Domnului și acesta este modul în care ajungem, parcurgem și creștem, înaintăm în frica de Domnul. Slavă Domnului! Domnule prodecan, a fost o discuție extraordinară. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. A fost o bucurie să discutăm despre tema aceasta a fricii și a temerii de Domnul. Noi rămânem profund recunoscători și, bineînțeles, vă așteptăm și la altă ediție. Ne rugăm ca lucrarea dumneavoastră acolo la Facultatea de Teologie Baptistă să crească și să aibă impact și, de asemenea, în lucrarea de la Biserica Providența și mai mult în slujba pe care Dumnezeu v-a dat-o în Comunitatea Baptistă de București. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă mulțumesc foarte mult și revin cu plăcere! Stimați prieteni, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane, vă mulțumim că și de data aceasta ați fost cu noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!